Crește riscul de recesiune la nivel global. Acesta este semnalul de alarmă dat de Fondul Monetar Internațional, care revizuiește previziunile economice pentru anul viitor. Totodată, FMI cere guvernelor să nu accelereze inflația prin măsuri fiscale. Despre toate acestea discutăm cu analistul economic Adrian Negrescu. Este în legătură telefonică directă. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru... Bună dimineața, bine v-am găsit! Haideți să explicăm puțin ce s-a întâmplat, domnule Negrescu, despre ce este vorba mai exact privind semnalul de alarmă dat de FMI. Toate temerile internaționale sunt legate de această inflație, de acest val de creșteri de prețuri, mai ales în zona de energie, care nu ne afectează doar pe noi, afectează întreaga lume. Peste tot sunt probleme, am văzut proteste în Grecia, am văzut proteste în Franța, sunt mari probleme, inclusiv în Germania, da, cu utilitățile, cu energia, cu gazele, pentru că firmele în principal se lovesc de aceste costuri foarte mari, astfel încât le este foarte greu să-și mai vândă produsele și serviciile. Ce spune FMI? Spune că e o furtună aproape perfectă din punct de vedere economic, în care dincolo de inflație avem aceste creșteri de dobânzi, da? La nivel internațional peste tot banii devin mai scumpi și asta înseamnă că economia îngheață, nu se mai fac investiții, iar cooperarea economică la nivel internațional scade, adică firmele nu mai fac afaceri dintre ele la nivelul la care făceau în 2019, să spunem. Și poate România să îndeplinească aceste cerințe, doleanțe, dacă vreți, ale Fondului Monetar Internațional? Să stabilim inflația în primul rând, dar ar trebui să fie principalul lucru de care să se ocupe guvernanții de la București și ceea ce nu se întâmplă, din păcate, și am văzut în prognoza Băncii Naționale legată de inflație, de data acum două zile, odată cu decizia privind dobânda de politică monetară, faptul că inflația, din păcate, nu se oprește, n-am ajuns pe acel vârf de inflaționist la care speram să ajunge și de unde să coborâm, adică prețurile să-și tempereze, creșterea, dimpotrivă, iată că se accentuează. Și am văzut niște date foarte interesante care arată că prețurile la poarta fabricii, adică prețurile producției industriale, continuă să crească cu 53%. Avem creșteri de prețuri de 300% în sectorul energetic, de 250% în sectorul extracției de petrol și gaze. Vă dați seama că toate acestea se văd mai departe pe lanțurile economice. Noi, dacă nu vom reuși să stăvinim inflația, putem să creștem dobânda cheie până la 13%, de exemplu, cota crescută Ungaria, noi suntem la 6,25 în momentul de față, și tot nu va fi de ajuns. Astfel încât, cu dobânzi mari, cu prețuri mari, s-ar putea să prindem și noi ceea ce înseamnă recesiune, o perioadă extrem de dificilă și care să nu fie doar două trimestre consecutive, adică o recesiune tehnică și să se întindă, din păcate, pe tot parcursul anului 2023. Dar temerile experților internaționali, domnule Negrescu, vorbesc despre o situație critică ce va surveni anul viitor, adică dacă astăzi avem impresia că ne merge rău, să vedem ce ne așteaptă la anul. Da, spuneam nu de mult că anul 2023 va fi anul supraviețuirii din punct de vedere economic, pentru că atunci vom deconta practic toate aceste efecte ale creșterii inflației, pentru că da, primele efecte le-am văzut. Ne costă mai mult tot ceea ce punem pe masă, ne costă mai mult facturile, dar mai departe pe lanțurile economice efectele se văd cu o întârziere 2, 3, chiar 6 luni. Astfel încât în primăvara anului viitor, undeva în lunile ianuarie, februarie, vom simți într-adevăr ceea ce înseamnă închideri de companii, pierderi de locuri de muncă și o scădere semnificativă a consumului, care e principalul motor al economiei. Situația din România este similară cu ceea ce se va întâmpla la nivel internațional. Adică nu suntem noi mai rău decât alții, dar suntem, din păcate, nu ne-am pregătit, din păcate, pentru această situație. Nu avem strategii, nu avem planuri de măsuri care să vină să mai tempereze din aceste efecte negative ale recesiunii.